FATVR, reacție exploziv după ce Drago Petraru a dezvăluit ce ar putea fi scos de pe post, nimeni din conducere nu le-a amenincat. Realizatorul TV Drago subliniere Petraru a declarat, luni seară, la finalul emisiunii sale, Starea Nației, ce a fost în subliniere tincat înscris de conducerea superioară ce va fi scos de pe post dacă va mai vorbi prostii în acest program. În replic, presubliniere dintele, director general al TVR Doina Gradea a declarat, marci, pentru agenția de presă News.ro. Ce Drago subliniere Petraru nu a fost amenincat de nimeni din conducerea televiziunii române, subliniere ICE realizatorul TV are un contract care conține clauze diverse, subliniere I care trebuie respectat de ambele părți, dar a precizat că în niciun caz nu este vorba despre restricții privind subiectele sau modul de abordare. Drago subliniere Petraru a afirmat, luni seară, la finalul emisiunii sale, Starea Nației, difuzat de televiziunea română, ce a fost în subliniere tincat înscris de conducerea superioară ce emisiunea va fi scoas din program dacă va mai vorbi prostii în cadrul acesteia. Am fost în subliniere tincat și înscris de conducerea superioară ce dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune vom fi scos sublinierei de pe post. A sublinierea acestei subliniere nici ce s-a întâmplat cu noi dacă am distrut, a spus Drago subliniere Petraru, la finalul emisiunii. Vor scriptul dinainte. Până acum nu l-au vrut, dar acum vor scriptul, se vad ei ce zicem acolo la emisiune. Ceau Subliniescu ar fi invidios, a adugat el. În emisiune, Petraru a spus sublinierei ce nu subliniere tie dacă are voie să spun ceva despre Gabriel Oprea, pentru ce acesta are în continuare un reprezentant în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. El a făcut remarca în lectură cu o subliniere tire despre un protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale sublinierei Ministerul Public. Nu subliniere tiu o chestie, ce am fost atenționat de noua conducere end nu subliniere tiu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea. Ce reprezentantul dânsului în Consiliul de Administrație trecut de la TVR e sublinierei acum în Consiliul de Administrație. I atunci când a fost în Consiliul de Administrație mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Subliniere tiu dacă am voie acum, sper să nu am probleme, a spus Drago subliniere Petraru. Contactat de News. Ro, Doina Gradea, presubliniere dinte, director general al TVR, a negat ce Petraru ar fi fost amenincat. Cel puțin de când ea se află la conducerea televiziunii publice subliniere i-a anuncat că va avea o discuție cu acesta. Nimeni din conducere nu l-a amenincat vreodată în TVR pe Drago subliniere Petraru. Cel puțin de când am fost eu numit, fie director general interimar. Fie presubliniere dinte director general. Drago subliniere Petraru are un contract cu TVR care conține clauze diverse ca în orice contract. Nimic special.
ambele părți trebuie să le respecte întru totul. Nu am ce să comentez mai mult până nu mă întâlnesc cu el, sublinierea, vom avea o discuție de clarificare, a spus Doina Gradea, pentru Newsro. Întrebat dacă aceste clauze îi impun lui Dragos, subliniere Petraru, anumite restricții cu privire la subiectele la care poate face referire în emisiune sau la modul de abordare a acestor subiecte, Doina Gradea a răspuns, în niciun caz. Dragos, subliniere Petraru, subliniere echipa lui au revenit la televiziunea publică în septembrie, după un an de pauză, timp în care emisiunea Starea Naciei a fost difuzat de postul Digi24.